bine v-am găsit. Noi suntem de la compania Flori cu Surprize și am venit să vă bucurăm această zi. Că sunteți omageat, da? Da, dar nici nu știu din cum ați aflat, da. Așa, noi totul știm. Așa, și în primul rând, vreau să vă mâi în acest coșuleț, da? Este pentru dumneavoastră, cu toate bunătățile bărbatului, da? Ca să o serviți cu prietenii, cu prietenii, cu familia, cu cei dragi. Aici mai aveți 9 lalele. Cum credeți, de ce 9? Eu știu, sunt 9 câte 10 ani de fiecare, oricum vreau să vă spun eu, căci sunteți 9 în familie, 9 membri în familie, da? Aici trebuie să fie ca un simbol, da? Este pentru dumneavoastră. Dar vreau să mă mai întreb, de la cine credeți că poate să vină surpriza? Vă dați seama? Am copii peste hotare, am nepoți în sat, aici, în Moldova noastră, care lucrează, am în România, am în Italia soția. Adică sunt toți împrăștiați. Toți împrăștiați, da, și am rămas eu singura acasă. Totuși ne întâlnim des, anul nou, facem împreună la sărbători, împreună, când, nu chiar toți împreună, deoarece când cu soția și cu fiică, când cu... Da, am fost și împreună cu toți, cu toată familia, chiar în Paris am întâlnit un sărbători multe și la o zi de naștere de a copiilor și mai multe cazuri, așa că sunt mulțumit pentru toate acelea și sunt mulțumit și pentru că ați sosit azi la mine, dar totuși, din partea cui, cred că de la... Păi vreau să vă spun că este din partea tuturor familiei, adică din partea soției, din partea copiilor, a nepoților, da? Mulțumesc care frumos din partea tuturor este familie. Că v-ați făcut un drum. Mersi mult. Până în timpul, până la locul de unde ați ajuns. Așa că vă mulțumesc și lor și dumneavoastră. Sigur că ei vă transmit. Mult. Faci să primesc așa cadou pentru că mă bucur și de copii și de feciori și de două fiici și de trei, adică două nepoțele și un nepot, doi gineri și am unul în România, unul în Franța și adică unui român, unui moldovan, așa că suntem frați, suntem uniți, suntem copiii noștri și mă bucur. Vă mulțumesc mult pentru... Și vă transmitem un sincer la mulți ani, să fiți mereu cu zâmbitul pe buze și ca astfel de surprize din viața dumneavoastră nu dispară până la adânci și pătrânețe. Și să aveți o zi cât mai frumoasă în continuare. Mulțumesc frumos și vă doresc un viitor fericit să aveți și dumneavoastră. Mersi mult. Să ajungeți la mulți oameni care se ca și mine, adică cu omagiat sau chiar și de asta, care nu le pot ajunge, să se întâlnesc mai rar cu copiilor și să... Așa, să... Okay.